Stimați reprezentanți mass media, stimați concetățeni care la sigur ne priviți acum, după cum cunoașteți, Consiliul Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, ceva timp în urmă s-a convocat în ședință pentru a decide care va fi poziția fracțiunii parlamentare PSRM asupra programului și listei de miniștri propus de candidatul la funcția de prim-ministru, doamna Găvârliță Natalia. Decizia Consiliului Republican a fost că după prezentarea de către doamna candidat desemnat la funcția de prim-ministru a programei și listei în plenul Parlamentului, executivul politic al PSRM se va convoca și va lua decizie în acest sens. Vreau să vă informez că noi chiar câteva clipe în urmă am finalizat ședința executivului politic. Aici aveți membrii executivului politic, cu excepția doamnei Greceanei, care prezidează în continuare ședința Parlamentului. Eu vreau să vă informez despre decizia care am luat-o astăzi la executiv. Ceea ce se întâmplă astăzi în Parlament este un spectacol de prost gust, regizat de Maia Sandu și partidul său PAS. A trimis-o pe Găvârliță ca propunere de prim-ministru cu dorința disperată ca ea să nu fie votată. Practic, avem un președinte care bate toate recordurile. Întâi își bate joc de Constituție. Două luni s-a jucat cu interpretările Constituției. Apoi își bate joc de cetățeni cu această propunere fake de premier. Apoi își bate joc de Găvârliță și toți oamenii pe care i-au adunat ei acolo pe lista de așa ziși miniștri. Toți acești oameni sunt parte a unei scenete de prost gust, regizată de Maia Sandu, un om care, în loc să se ocupe de problemele oamenilor, de două luni face doar astfel de experimente politice. În aceste condiții, întrebarea mea, dar sunt sigur și a cetățenilor, este ce se întâmplă în realitate astăzi în Parlament. A venit Găvârliță să se joace de candidatul la funcția de prim-ministru, știind că nici măcar partidul ei nu vrea să o voteze? Ce se dezbate și ce trebuie să votăm noi astăzi în Parlament? Care este sensul? Ce mesaj le transmite cetățenilor prin ceea ce se întâmplă astăzi în Parlamentul Republicii Moldova? Eu nu mai vorbesc de atitudinea candidatului desemnat față de plenul Parlamentului. Eu am fost viceministru, ministru, prim-viceprim-ministru, deputat în opoziție, dar niciodată nu mi-am permis față de deputat să vorbesc așa cum vorbește un candidat desemnat. Aceasta arată nivelul de cultură. Eu cunoșteam pe doamna Natalia Cătrănescu ca om mai cumpătat și civilizat. Uitați-vă la lista de miniștri. Jumătate din ei sunt parcă spicați de pe lună. Nu înțeleg nimic din ceea ce se întâmplă în Moldova și viața cetățenilor. Nu au călcat în teritoriu practic niciodată. Probabil știu doar unde se află sediul PAS. Și atunci dacă o să-i ducă cu taxiul încolo. Acești oameni nu pot să facă ceva în funcție de ministru, câtă vreme sunt complet desprinși de realitățile din Moldova. Dar intenționat au fost puse aceste persoane pe listă cu scopul ca ele să nu fie votate. Uitați-vă la programul lor de guvernare. Asta este o parodie, nu program de guvernare. În toți 30 de ani de independență, noi nu am avut așa program bătaie de joc, nici nu program. E o listă de fraze. Este vizibil că au aruncat acolo câteva fraze, știind că președintele lor i-a trimis în Parlament în glumă. Nu să fie votați ei și programul lor. Asta avem astăzi în Parlament. O rușine politică creată de câțiva iresponsabili. Iată cu ce se ocupă președintele țării și PAS. În loc să se ocupe de problemele reale ale țării, se joacă de politică. Fac experimente pe situația disperată a oamenilor. În toate țările, în perioada aceasta pandemică grea, conducerea țării se preocupă de criza pandemică, nu de jocuri politice și de scene. Doar Moldova iese în evidență cu aceste improvizații și lupte disperate ale președintelui pentru a băga țara în haos și au lăsat fără guvern în plină criză. Deja au trecut două luni de când Maia Sandu este președinte. Unde e schimbarea pe care a promis-o? Singura schimbare pe care o vedem este că la președinție avem un om complet debusolat,
care nu știe ce să facă în această funcție și ne oferă doar spectacole unde își umflă televizat mușchii în fața șefilor de instituții, într-o încercare ridicolă de a părea un președinte real și puternic, care însă prin acestea face doar show-uri și arată mai degrabă a parodie. Acesta este și motivul pentru care Maia Sandu vrea haos în țară și alegeri anticipate pe fundalul acestui haos. Ea înțelege că oamenii au început să vadă că ea nu este în stare să facă nimic pentru ei. Înțelege că se repetă scenariul de la guvern, că ne-a dezamăgit ca prim-ministru și vrea să acopere acest eșec prin haosul politic pe care îl generează, în speranța că astfel oamenii nu vor vedea neputința ei. PSRM nu are de gând să încurajeze un astfel de comportament irresponsabil și să participe la astfel de experimente politice făcute pe spatele cetățenilor. Decizia noastră este de a nu vota acest guvern. Chiar dacă înțelegem că la prima vedere, prin acest demers, poate părea că mergem pe planul Maia Sandu, care a trimis-o pe Gavriliță tocmai ca să nu fie votat. Știu că Maia Sandu stă acum în birou la președinție și tremură de frică să nu-i votăm guvernul Gavriliță. Ar fi o lovitură grea pentru ea dacă i-am votat guvernul fake. Dar scopul nostru nu este să ne contrăm cu Maia Sandu și din asta să aibă de suferit cetățenii. Scopul nostru este să protejăm cetățenii. De aceea nu votăm guvernul fake. Nu putem să ne dăm votul pentru un astfel de guvern de persoane puse la o întâmplare pe o listă. Ar fi un gest incorrect față de cetățeni și față de țară. Ca urmare, luând act de situația critică spre care țara este împinsă de Maia Sandu și partidul său de irresponsabil, am luat decizia de a veni cu o propunere serioasă de premier, pe care o vom înainta chiar astăzi președintelui. Este vorba de o persoană care este capabilă să gestioneze un guvern de tranziție până la declanșarea alegerilor anticipate. O persoană capabilă să gestioneze criza pandemică și situația economică până la anticipate, astfel încât oamenii să nu aibă de suferit în această perioadă și țara să nu intre în haos. Lansăm inițiativa de a forma o majoritate parlamentară de cel puțin 51 de deputați, care va activa doar pe perioada acestui mandat de tranziție pentru susținerea unui candidat profesionist, responsabil și apolitic la funcția de prim-ministru. Noi, fracțiunea PSRM, am semnat deja pentru această candidatură. Îndemnăm și alți deputați să se alăture. Așadar, nu vorbim de niciun fel de alianță sau coaliție politică, dar vorbim de o majoritate parlamentară tehnică, una constituită strict pentru a salva țara din acest haos. La această majoritate pot să adere toți deputații responsabili, inclusiv cei din PAS. Dacă doresc să iasă din această scenetă a președintelui și să se întoarcă la problemele reale ale oamenilor. Numele candidatului la funcția de prim-ministru pe care îl înaintăm oficial astăzi este doamna Mariana Durleșteanu. Fost ambasador al Republicii Moldova la Londra și fost ministru finanțelor în guverne în perioada anilor 2008-2009. Propunerea cu care mergem pentru premier este una total constituțională și la fel și majoritatea parlamentară ce urmează a fi creată pentru formarea acestui guvern. Așadar, orice fel de refuz din partea președintelui va reprezenta o gravă încălcare a Constituției și va atrage responsabilitatea legală și politică pentru acest lucru, cu consecințe negative de care va fi direct responsabil președintele țării. Președintele nu poate ignora voința majorității Parlamentului și nu se poate poziționa deasupra Parlamentului într-o republică parlamentară în care este inadmisibil ca un președinte să vină cu asemenea abordări dictatoriale, încercând să anuleze rolul partidelor și a Parlamentului. Nu vom accepta un astfel de comportament și îl vom sancționa pe toate căile democratice existente, cu maximum fermitate. Credem că soluția pe care o propunem este una de ieșire din acest haos politic, una prin care, pe de o parte, vom avea un guvern funcțional, dar pe de altă parte vom avea și anticipate organizate într-un cadru de liniște și stabilitate instituțională. Personal, mi-aș dori ca anticipatele să fie în iunie. De ce am insistat atât de mult în ultima perioadă să găsim rapid o soluție pentru a asigura o bună guvernare până atunci. Să ne așezăm la masa dialogului. Însă cei din PAS se vede că preferă haosul și doresc să genereze cât mai multă suferință oamenilor, în loc să dea dovadă de responsabilitate. Nu este târziu însă
nici acum, inclusiv pentru cei din PAS și președintele lor, să renunțe la aceste jocuri politice și să votăm un guvern de tranziție până la anticipat. Un guvern care să nu fie al PSRM, al PAS sau altor partide, dar să fie un guvern al oamenilor. Unul format din profesioniști care să ne ajute să ieșim cu bine din această perioadă pandemică atât de complicată. Noi punem în primul plan buna guvernare și nevoile, cerințele oamenilor. Facem apel la toți deputații să manifeste responsabilitate și să ne așezăm chiar astăzi la masa dialogului și să găsim soluții pentru formarea unui guvern de tranziție profesionist. Această solicitare va fi transmisă imediat, după ce vor fi cel puțin 51 de semnături, președintelui țării, care conform Constituției este obligată să desemneze această candidatură. Vă mulțumesc, o zi bună!